De la delicioasa prăjitură Carpați și până la faimoasele cornulețe de post, toate minunățiile dulci au fost gustate de profesorii din juriu, care, atenție, nu au avut voie să fie diriginți la respectivele clase, tocmai pentru a da șanse corecte celor mai talentați dintre tineri. La competiție au participat elevii din clasele a 9 până la a 12-a. Trebuie spus și faptul că rețetele au fost alese chiar de participanți. Și cum Universitatea Spiru Haret încurajează dezvoltarea aptitudinilor, reprezentanții instituției au înmânat câștigătorilor diplome prin care le este recunoscut talentul, dar și biletele la un film foarte apreciat de adolescenți. Este inițiativa copiilor să stabilească cu ce anume participă la concurs. Juriul este format din profesori care nu îndeplinesc rolul de diriginte, ca să rămână cumva într-o zonă lipsită de subiectivitate, și de comun acord am stabilit ca efortul lor, indiferent de estetica produselor, de calitate lor gustative, olfactive, să fie răsplătite printr-o diplomă, astfel încât toate clasele participante au primit un premiu. Au pregătit Carpați, o prăjitură tradițională românească, cea mai pregătit tiramisu, un tort făcut de colega mea Cătălina, a fost extraordinar, a fost cu fructe de pădure, cu căpșuni și toate nebunele. Pentru cea mai frumoasă prezentare am primit și niște bilete la film. Noi vă mulțumim pentru premiul acordat. Și cum târgul de dulciuri marchează și intrarea în perioada sărbătorilor de iarnă, finalul competiției a fost unul vesel, liceenii alături de profesorii lor bucurându-se de fiecare moment în parte. Cât despre bunătățile pregătite, toți cei prezenți le-au savurat, indiferent dacă au fost sau nu câștigători ai competiției.